La 22 noiembrie a urcat la ceruri actorul de teatru și film Vlad Ciobanu. I-a jucat pe Hamlet, Macbeth și Don Juan, a fost director al Centrului Național al Educației prin Artă din Chișinău și lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Puțin însă știu că Vlad Ciobanu a studiat timp de 2 ani la Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, specialitatea Limba și Literatura Engleză, Limba și Literatura Franceză. Eu, domnilor, m-am născut artist și artist voi rămâne până în ceasul cel din urmă. Părinții au vrut să-l vadă profesor. El însă a ales altă cale pentru a oferi oamenilor emoții frumoase. Între anii 1985-1987, Vlad Ciobanu a studiat la Facultatea Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat Alecu Ruso din Bălți. Anume aici l-a găsit marele regizor Emil Loteanu și a propus junelui de 18 ani să-l joace pe Mihai Eminescu tânăr. Avea ceva special în înfățișare și în felul de a fi, de parcă Dumnezeu i-a hărăzit un rol anume. Vlad avea ceva aristocrat, ca de altfel și Vitale, fratele său Vitale, un mare om de cultură și de litere din Republică. Se deosebea, cred că, printr-un aer așa de aristocratism, vreau să spun, la o vârstă foarte tânără. Într-adevăr, avea ceva din Eminescu, junele, era animat de un suflu de ăsta romantic și la nivel de vestimentație se poartă lucruri care parcă distonau, ziceau, cu atmosfera asta bine controlată a campusului, lucru care introducea după mine anumite note. Fostul decan al Facultății de Limbi Străine, Ion Manole, susține că Vlad Ciobanu a mers împotriva voinței părinților și a ascultat doar de chemările inimii. A fost de mai multe ori părinții la facultate că i-am cunoscut și mă rugau să fac, zicea, fă tot posibilul ca copilul nostru să facă limbile străine. Nu are nevoie de actorie. Dar n-a fost să fie că a venit Loteanu, regretatul Loteanu, care din dialogul și din ce a vorbit ei, că au vorbit vreo 3 ore cu el. Avea doar 17 ani și platoul de filmare era pentru el un paradis necunoscut. Eram atunci în 85 și la o vârstă ceva mai fragedă și lumea artelor, lumea filmului în special, era, bineînțeles, că străină. Rolul în filmul Luceafărul a fost prima și unica sa experiență cinematografică. Unicul meu film a fost Luceafărul, filmat la Telefilm. În perioada studenției bălțene, Vlad Ciobanu a locuit în Căminul Meridiane, care era destinat studenților de la Facultatea Limbi și Literaturi Străine. Dacă ieșim în camera asta, a stat Vlad Ciobanu. A trăit când era student. A fost aici vreo 2 ani, mi se pare că 3. Și după aceea el s-a dus la actorie. Stăteau câte 4 băieți aici. Era asta, verișorul lui Vitale da Ciobanu. El și Gicu Munteanu. Vesel, generos, creativ și rebel cu măsură. Așa a rămas în memoria celor care l-au cunoscut fostul student de la Limbi Străine, Vlad Ciobanu. Cânta el, glas avea frumos. Da. De ce le face? Dacă asta e lui era, el îi plăcea lui. Da, și tot așa asta. A jucat el Gamlet. Aici la teatru la noi a fost. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Actorul Vlad Ciobanu suferea de leucemie. În luna iulie a fost internat în stare gravă într-un spital din Iași. S-a stins din viață duminică, 22 noiembrie, la 2 săptămâni după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Artistul avea 53 de ani. E păcat pentru că lumea e părăsită în ultimul timp de oameni foarte buni, de cei care sunt chemați să facă mult bine oamenilor. Să mor, să dorm, nimic mai mult. Iar printr-un somn să închei săgeți și mii de lovituri firești. Să mor, să dorm, să dorm.